Hey girls, sunt Alexandra de la Alexa MakeUp Beauty și astăzi, după cum v-am promis, vrem să vă prezentăm un nou haul de Crăciun Jumbo! Yay! Am fost în universul de Crăciun de la Jumbo și vrem să vă prezentăm câteva din produsele principale pe care le-am văzut. Este foarte frumos, parcă au adus foarte multe produse. Din ce în ce mai multe produse, anul ăsta parcă este și mai mult decât anul trecut. Singura problemă a fost doar că a fost foarte aglomerat. Și dificil să te poți uita cu atenție la toate produsele. Și asta nu este nimic cu uitatul la produse. Da, statul la coadă a fost infernal. Da, deci am stat cred că o oră, aproximativ o oră doar la coadă. Începem cu cele două bentițe pe care deja le purtăm. Exact, ne-au atras foarte mult și am zis hai că să luăm ceva așa festiv. Puteți să vedeți și ce bentițe am ales anul trecut, dacă dați click pe video care apare acum aici. Și haideți să-i dăm drumul acestui tur. Deci punga arată cam așa. Este o pungă sac, nu știu, o pungă gigantică. După să arată până acolo. Acum ce începem? Hai cu ceea ce avem deja pe masă. Cele ce imită un om de zăpadă. Sunt ușor greuți, nu? Sunt greuți, au prețuri foarte bune. Am găsit făcut cadouri, sunt măricii, deci nu este o miniatură, un produs mic, da, e totuși... este ceva frumos. O păpușică măricică, care poate fi foarte drăguță, ne-a plăcut foarte mult. Și simpatic, cu căciuliță, cu mânuși. Mai departe avem aceste felinare, nu? Felinare, tot de Crăciun. Pot fi puse lumânărici în spate, cu arome. Și la fel, pot fi făcute cadou foarte drăguț. Mi-a plăcut foarte mult, arată tare bine și vor crea așa o atmosferă de Crăciun foarte frumoasă. Foarte drăguțe și simpatice. Și aceste felinare. Coroniță superbă. Au foarte multe coronițe, mai mici, mai mari, toate dimensiunile, cu multe modele. Noi am ales-o pe aceasta cu merișoare și cu roșu, da, pentru că este specific Crăciunului. Ne-a plăcut foarte mult, dar trebuie să știți că găsiți o gamă absolut variată pentru coronițe. Da. Să arătăm că am luat și niște cioropei, nu? Care arată cam așa. Niște cioropei simpatici în care puteți să adăugați cadouțe. În loc de punguța tradițională, care poate fi clasică, puțin cam plictisitoare, puteți încerca să dați un cadou în aceste șosețele. Foarte drăguțe. Foarte drăguțe. Din nou, de cum intrați la Jumbo, primul raion este cu lucruri de Crăciun, cu cam cele mai importante produse de Crăciun, printre care o multitudine de cioropei. Da, multe globulețe, foarte multe globulețe, toate mărimile. Iar arată-ne Alex. Am luat așa niște cadouțe, un cadouț mai mare și cu două cadouțe mai micuțe, care arată cam așa. Practic miniaturile acestui cadouț sunt foarte drăguțe. Bine, lasă un pic, de sclivici. O să strălucim, nu e nicio problemă. Sunt foarte drăguțe de pus în brad sau de decorat casa. Aceste globulețe, această decorațiune cu globulețe mi s-a părut foarte frumoasă, foarte bogată, pe undeva pe la 7 lei sau 7,99 lei. Mi s-a părut un preț foarte bun, fiind multe globulețe și chiar am multe idei unde aș putea să pun această decorațiune. Foarte frumoasă, elegantă și această culoare, un auriu închis. Mi-a plăcut foarte mult. Aceste globuri, care ce crezi se și deschid. Nu știu exact cum se numesc, dacă sunt un soi de... Bine, puteți pune bombonele în ele și la fel să le faceți cadou. Sau de ce nu un ruj, sau de ce nu un fărduleț, nu? Da, și cine va primi acest cadou va fi super încântat. Da. Să primească un globuleț pe care îl poate pune și în brad. Corect. Dar să descopere în interior o surpriză. O surpriză! Foarte drăguț și mie mi s-a părut simpatic și drăguț. Foarte frumoase aceste globulețe. Da. Apoi am mai luat tot ceva tare drăguț, această perniță, care mi se pare adorabilă, este tot cu, avem ceva cu oameni de zăpadă anul ăsta. Da, mai mult decât Moș Crăciun. Da, am ales mai mult decât alte personaje, Rudolf, Moș Crăciun sau alte personaje, am ales omul de zăpadă. Nu știu, mi se pare foarte drăguță. Este bună și de cadou, este bună și de decorat casa, dar mie îmi place să primesc astfel de vernize. Mi se pare foarte drăguță. Foarte frumoasă. Ne-au pachetat bine ca să nu se spargă. O lumânărică care arată cam așa. Trandafiraș. Un trandafiraș auriu, foarte frumoasă, foarte elegantă. Foarte drăguță și apoi după ce se consumă ceara o puteți utiliza. O poți utiliza, o formă foarte frumoasă, foarte elegantă și un cadou deosebit. Am cumpărat aceste castronașe, bine, pline de sclipici. Aceste castronașe foarte, foarte drăguțe, frumoase, Crăciun. Au un model deosebit și m-au atras foarte multe. Asta sigur le vom oferi cadou rudelor noastre. Am luat mai multe. Mai departe mergând, am mai cumpărat aceste decorațiuni. Tot pentru a le oferi cadou. Sunt tot niște lumânărele, dar au o formă și un design foarte interesant. Mi-au plăcut tare mult. De pahar. Și, da, este un pahar, un înăuntru cu câte o lumânărică. Da, tot pentru mama am cumpărat și acest tocător sub formă de roșioară. Bine, asta se găsește tot timpul anului. Însă nouă ni s-a părut drăguț și pentru această perioadă. Este în aceste culori festive. Da, verde. Și ne-a atras atenția acum, nu altădată, deci l-am luat. Ei. Beteală de toate felurile puteți să găsiți la Jumbo. Noi am luat pe această beteală simplă, verde. Pentru a decora prin casă, o pune așa. Bine, putem apoi să punem și fundițe. Putem să punem și fundițe. Și are 3 metri, este foarte lungă. Mi s-a părut ca niște beteală calitativă. Mi-am luat eu niște decorații în mov. Eu sunt nebunită după mov, popularea mov. Și am cumpărat această crenguță cu frunze mov, care arată cam așa. Și aceste steluțe pe băți, foarte bune pentru pozele pe care le mai fac eu la produse, pentru blog. Pentru review-uri, da, pentru review-uri, exact. De asemenea, tot tu ai cumpărat și aceste crenguțe foarte frumoase, pe care tot așa le poți folosi pentru decorațiuni în cameră sau pentru poze, bineînțeles. Am luat și această floricică aurie, foarte frumoasă și aceasta. Foarte drăguță. Sau de asemenea puteți găsi altfel de decorațiuni. Spre exemplu, acestea au și un cleștișor care le puteți prinde în brad și arată cam așa. Sunt foarte frumoase. Mi-au plăcut culorile. Am mai cumpărat tot pentru a le oferi cadou aceste frunze. Pot să le spun. Arată decorative. Cam așa, frunze decorative care arată foarte cam așa, au fost foarte bune, ca puteți, nu știu exact, 2 lei. 2 lei, astea chiar au meritat foarte tare, da. Și chiar au fost, sunt foarte elegante și sunt mari. Se pot pune frumos pentru un aranjament foarte drăguț într-o vază. Da. Sunt foarte frumoase, mie mi-au plăcut foarte mult. Și trebuie să aveți grijă la sclipicel că curge în aceeași direcție, dar ceva mai sofisticate, aceste frunze. Care sunt evantai. Care este evantai? Arată foarte frumos. Uitați-vă un pic, ca niște gheruțe. Și am mai luat diversi brăduți foarte frumoși, tot pentru a-i oferi cadou. Eu am luat un brăduț argintiu, Sara are încă 2, eu mai arămii, așa, da. Arămii, foarte frumoși. Foarte drăguți, pentru cadouțe, tot așa. Noi ne-am în principal să găsim cadouțe. Da, și să facem bucurii celor pe care noi îi iubim. Celor dragi. Alte produse, ce mai avem, Alex? Am mai luat niște șervețele cu costumul lui Moș Crăciun, foarte frumoase. Sunt decupate. Da, sunt exact decupate, așa, sub forma costumului lui Moș Crăciun. Adică nu sunt pătrate, așa cum sunt cele obișnuite, sunt decupate sub forma acestei uniforme de Moș Crăciun. Și tot așa am să le oferim frumoase. Am luat și unele normale, clasice, pătrate, tot cu Moș Crăciun. Dar acestea ni s-au părut geniale. Speciale, adică ceva unic. Este ceva foarte drăguț. Niște clești. Acești cleștișori cu care poți să întorci mâncarea. Cu mănușă. Sub formă de 2 mânușele de bucătărie. Foarte, foarte drăguți. Uitați-vă cât de haioase sunt. Da, foarte, foarte. Uitați-vă cum am spus și mai devreme, de cum intrai la Jumbo, dai cu ochii de foarte multe globulețe de toate mărimile, toate culorile, toate felurile, cu sclipici, cu fulgi de nea. Da, chiar și cu personaje de Crăciun sau cu personaje care n-au legătură cu Crăciunul, gen căluței sau așa, dar foarte frumoase și foarte elegante. Așa că am ales și noi să le dăm prietenilor câteva globulețe. Acestea sunt cu zăpadă. Merry Christmas! Așa, am zis că este un cadou drăguț, foarte frumos, pentru a-l oferi prietenilor. Se poate și agățare aici, se poate agăța și în brad sau locșor. Foarte frumoase și au foarte, foarte multe modele. Ceva ce mi-a plăcut foarte, foarte mult pentru cadouri au fost aceste de 4 cănițe. Foarte frumoase. Cupcakes, mai exact. Au desenate pe ele brioșe. Foarte multe modele de brioșe. Au niște culori adorabile. Sunt delicioase. Și nu am putut să ne abținem să nu luăm și aceste cănuțe foarte chiar dacă drăguțe. Nu sunt neapărat în spiritul Crăciunului. Dar sunt drăguțe, sunt frumoase. Foarte sweet! Exact. Și poate îți învesele ziua, de ce nu? Exact, exact. So, this is so cool! Hello, am rămas fără baterie la aparat, deci vom face finalul acestui video cu telefonul în acest fel. Mai avem doar câteva produse, așa că nu este mare bai. Așa, eu am ales câteva produse din Jumbo pentru a face fotografii pe blog. După cum bine știți, trebuie întotdeauna să ai decoruri frumoase și drăguțe și elegante. Așa că mi-am ales această farfurioară. Bine, este plină sclipici acum, normal că o să șterg și o să o aranjez înainte, care arată cam așa. Foarte frumoasă. Mi-am mai ales această hârtie colorată Rainbow, arată cam așa. Și am ales-o tot pentru a face fotografii pe ea. Așa, mi-am mai cumpărat câteva tot așa, să pozez pe ele câteva seamănă cu beteală, Christmas decoration. Am cumpărat pentru buna noastră prietenă o ramă foto în care găsim multe modele în care vrem să punem poze cu noi și să avem o amintire frumoasă. Puteți găsi chiar și articole de baie, foarte multe modele. Dacă vreți să dați cadou așa ceva, eu am cumpărat pentru cineva drag care știu că nu are un asemenea set și l-am considerat potrivit pentru cadou de Crăciun. Chiar dacă nu are un model neapărat, găsiți modele foarte legate și foarte frumoase. Oferiți de cadou de casă nouă. Deci aceste beculețe, nu știu cum arată, nu știu cum sunt, însă m-au atras, mi-au plăcut și am la fel pentru blog, pentru pozele pe care le pun pe blog, sunt foarte drăguțe, speciale, diferite. Da. Așa, cam acestea sunt produsele pe care le-am luat anul acesta din Paradisul de la Jumbo. În filmări o să vedeți mai multe produse pe care nu le-am luat. Din cauza că a fost atâta nebunie, n-am putut să ne concentrăm să luăm exact tot ceea ce am vrut, însă eu zic că am făcut o achiziție bună și în acest an. Și câteva alegeri foarte, foarte frumoase și chiar vrem să vă întrebăm voi ce produse ați luat de la Jumbo sau ce produse ați vrea să luați de acolo. Și vrem să vă mai sfătuim să aveți foarte multă răbdare dacă mergeți la Jumbo, să aveți pantofi frumoși, pentru că magazinul este foarte mare. Și nu în ultimul rând să aveți cardul plin cu bănuți, pentru că nu o să vă puteți abține din a vă lua multe lucruri și cadouri pentru cei dragi. Și cadouri, exact. Cam atât pentru azi, sperăm că v-a plăcut și acest haul Jumbo. Și nu uitați să dați subscribe, pentru că urmează și alte idei de cadouri și multe alte filmulețe până de Crăciun. Exact. Foarte interesante. Noi vă pupăm. Vă pupăm dulce și vă mulțumim că ne-ați urmărit. Și vă dorim cumpărături frumoase și sărbători minunate. Vă pupăm! Pa, pa!